Capitolul 7. Cuvântarea de apărare a lui Ștefan. Marele preot a zis: Așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns: Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și a zis: Ieși din țara ta și din familia ta, și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta, în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită patru sute de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi îl voi judeca eu," a zis Dumnezeu. După aceea, vor ieși și mi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii în prejur. Și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat în prejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat în pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, șaptezeci și cinci de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Vremea lui Moise Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel suprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis: Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste patruzeci de ani i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta, și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul domnului care i-a zis. Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis: Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aaron, fă -ne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului o știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine o știri cerului, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?" Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea, vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie, și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? uciderea lui Ștefan cu pietre. Oameni tari la cerbice, ne tăiați prejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.